Costume de baie, fuste, tricouri, toate la prețuri modice. Magazinul Direcției Finanțelor Publice Gorj valorifică la preț de chilipir mărfurile confiscate. Din acest magazin, gorjenii își pot achiziționa diverse produse la prețuri și de 7 ori mai mici decât cele practicate în magazinele de profil. La magazinul nostru vânzările merg foarte bine, dovadă fiind și stocul mic de marfă pe care îl mai avem. În acest moment avem la vânzare produse alimentare, îmbrăcăminte și încălțăminte de sezon, articole de menaj și diverse ornamente. Prețurile practicate de magazinul nostru sunt atractive pentru cumpărători, ele fiind cu 30% mai mici decât prețul pieței, deoarece nu conțin adaos comercial. Toate veniturile pe care le realizăm le virăm la bugetul statului. Spre exemplu, un costum de baie poate fi achiziționat la 6 lei de la magazinul Finanțelor, în timp ce în magazin acesta se vinde la 45 de lei. Spre exemplu, costumele de baie sunt la prețul de 6 lei, papucii 7 lei, rochițele la între 10 și 20 de lei, treningurile 40 de lei. Costumele de baie, da? Special, da. Sunt la mare căutare. Și rochile de plajă, da. Dar astea scurtuțe, să vă zic, nu avem special pentru costume de baie în magazinul. Este pentru tineret, da, mixt. Și cum, la ce prețuri le aveți? 45, mai avem unele și la 35, nu sunt scumpe. Și chiar se vând în perioada asta costumele. Mai mult acum față de lunile trecute. Da, chiar am rămas fără costume, mai sunt câteva. Cei care se pregătesc să plece în concediu spun că important este să poți cumpăra ceea ce îți dorești și, înainte de vacanță, nu se prea uită la preț. În ceea ce privește garderoba de concediu? Nici nu avem pregătit. Nu. Și magazinele cum le alegeți? Mai ieftine, mai... Mai scumpe de obicei, fiindcă în Târgu Jiu trebuie să... Toată lumea se uită cum ești îmbrăcat, se pune accentul pe haine. Bine, cam știu în ce perioadă mi-au concediu și garderoba o să mi-o aleg atunci. Nu. La prețuri te uiți? Nu neapărat. Ți-ai alocat un buget pentru concediu și atunci? Nu, nu neapărat. De obicei cumpăr ce îmi place. Da? Da. Dacă îmi place ceva, cumpăr. Indiferent de preț. Da, indiferent de preț. De la începutul anului și până în prezent, la magazinul Finanțelor Publice Gorj au fost valorificate mărfuri confiscate în valoare de 26.000 de lei.